Bun găsit, oameni buni, la o nouă ediție a emisiunii Ferestre către Suflet, emisiunea dumneavoastră de suflet, a cărei temă astăzi încercăm să o punem în strânsă legătură și cu trupul. Vom vorbi astăzi despre sănătate și boală, bucurându-ne de prezența în studio a părintelui Radu Sever Ungureanu, preot misionar de caritate, în cadrul Institutului Regional de Oncologie IRO Iași. Doamne ajută, părinte, bine ați revenit la Ferestre către Suflet. Vă mulțumesc foarte mult pentru oportunitatea de a fi aici cu dumneavoastră. Noi vă mulțumim pentru prezență. De fapt, cumva, ea se datorează într-o mică sau mai mare măsură și cărții pe care dumneavoastră ați publicat-o. Este vorba despre considerații spirituale în patologia cancerului. Vedeți, din păcate, în fiecare zi bolnavi de cancer, cum e viața într-un astfel de context. Și nu mă refer doar la dumneavoastră, la situație. Cum trăiesc bolnavii de cancer și, de fapt, poate cum ar trebui să privească această problemă pe care o au, cu iertare că am cumulat așa vreo două, trei întrebări într-una singură. Da, mulțumesc foarte mult pentru oportunitate, cum spuneam. Cartea este, din punctul de vedere al autorului, importantă. De ce? Pentru că nu este doar o descriere a întâlnirilor personale cu pacienții. Cuprinde și această dimensiune. Bineînțeles, cu protejarea datelor personale ale pacienților, este sau își dorește să fie un dialog de o anumită ținută științifică între teologia ortodoxă, zona ei a teologiei misionare, pentru că de acolo mă revendic ca activitate, coroborat cu medicina alopată, cu literatura, cu psihologia, este multidisciplinar. Din punctul acesta de vedere, se poate observa că este cel care are răbdare să o parcurgă, fie și numai conținutul, poate vedea acest lucru. Dar care a fost rațiunea ei? Aici este important. A fost odată o corespondență, o citisem la un moment dat, între Rainer Maria Rilke, cel mai mare poet german din secolul 20, cu un bănățean de-al nostru, vorbitor de limbă germană, care se afla în armata austro-ungară. Era, cred că, prin 1909 această corespondență și cel din urmă, bănățeanul trimisese un volumaș de poezii marelui poet și îl întreba ce părere are. Iar scriitorul german îi spune în felul următor, într-o corespondență destul de semnificativă, n-a fost doar un simplu schimb de scrisori, a fost un schimb repetat de scrisori, spunea în felul următor, Rainer Maria Rilke, de ce mă întreb în final pe mine ce părere am despre poezie? Pentru că nu e important ce cred eu, ci eu te-aș întreba următorul lucru, eu parafrazez acum din cadrul corespondenței, simți că te-ai sufoca? Dacă n-ai scrie poezie, atunci continuă să o faci și nu te interesează. Dacă nu, lasă scrisul pentru că este mult maculator oricum. Ei bine, aici este m-am regăsit pe mine însumi. Cartea este, m-aș fi sufocat dacă nu sună prea pretențios. M-aș fi sufocat dacă n-aș fi scris-o. Pentru că ceea va fi urmată de încă una mai accesibilă, mai populară. De ce? Pentru că mi se pare că lucrurile au nevoie, strigă după lămuriri, au nevoie, lucrurile sunt foarte sobre, importante și impactează foarte mult viața noastră. A nu ține cont, în ansamblu vorbesc, de relația care există, doar noi încercăm să o evidențiem în cadrul relației acestea între medicina alopată și medicina spirituală, a psihoterapia, dacă vreți, dacă ar fi să folosim după termenul lui Roteus Vlahos. Lucrurile sunt atât de legate într-un mod cu totul spectaculos. Și vorbeam în emisiunea trecută despre faptul că se acționează o axă, HPS-ul acela despre care aminteam, hipotalamus pituitare suprarenale,
și care împiedică sistemul imunitar să lucreze. Haideți să vă spun ceva. Dacă mergem în Evanghelia la Matei, capitolul 12, o să vedem în versetul 36, vedem că la un moment dat Mântuitorul spune în felul următor: pentru orice cuvânt deșert pe care oamenii îl vor rosti, vor da socoteală. Eu eram student când am reținut acest citat. Nu pare un pic terorist pentru orice cuvânt deșert? Adică ne se întâmplă, tuturor ne se întâmplă să mai scăpăm cât un cuvânt nepotrivit. E bine, din perspectiva medicinei alopate, lucrurile sunt foarte serioase. Poți să jignești pe cineva, poți să-i creezi un deficit de încredere în sine pentru un cuvânt. Cuvântul are puterea unui bisturiu. Mi-a plăcut această expresie, am găsit-o la doctorul Paul Kalanithi, într-o lucrare, un jurnal al ultimelor luni pe care l-a scris înainte de a muri din glioblastomă, a avut un cancer agresiv la nivelul creierului și nu numai, m-a metastazat. Acest autor, acest doctor extraordinar din punctul meu de vedere, pentru că este foarte sincer în jurnalul său, neurochirurg, care moare, dacă mi-amintesc bine, în jur de 35 de ani. Cartea este apărută, se cheamă Ultima suflare și apărută la editura Nemira. Și el spune, ca și neurochirurg, spune că toate cuvintele, în momentul în care ești bolnav, au forța unui bisturiu asupra ta ca pacient. Te impactează într-un mod cu totul neașteptat. Nu ai idee cât de mult contează cuvântul bun sau din contră celălalt care îți spune să te duci să te pregătești că urmează să mori. E bine, HPS-ul asta înseamnă că te încarci cu o cantitate atât de mare de glucocorticoizi, îți blochezi sistemul imunitar și într-adevăr poți să dai o lovitură fatală vieții tale într-un mod neașteptat, numai plecând de la gândurile negative pe care le-ai generat în momentul în care un cuvânt nedorit a lucrat asupra ta. E bine, reversul este la fel de valabil. Cuvântul cel bun alcalinizează. Iar aici aș spune că cărțile de neuroștiințe, gândiți-vă, neuroștiința este o zonă de un asemenea impact, doar acum în secolul 21 a apărut practic. Și neuroștiințele reușesc să intre în medicina alopată și să-i schimbe paradigma de foarte multe ori. Și vă dau un exemplu. În 1906-1907, Santiago Ramón y Cajal, acest medic, a luat premiul Nobel în anul amintit, 1906, mi se pare, a luat premiul Nobel, altceva interesant, printre altele și pentru afirmație care spunea în felul următor, că ne naștem cu un număr fix de neuroni. Și el demonstra acest lucru și de aceea bolile degenerative, pentru că, de fapt, rămânem fără rezerve. Vin neuroștiințele astăzi și arată că neurogeneza este valabilă. Producem în fiecare zi între 500 și 1000 de neuroni prin girul suldentat la nivelul hipocampului. Iar rugăciunea, credința și starele alcaline, de pace, irenice, te ajută să generezi și mai mulți neuroni la nivelul creierului. Și ar putea să fie această observație că între 500 și 1000 par puțini la nivelul miliardelor pe care le avem în creier. De adevărat, dar un singur neuron poate să dezvolte și 10.000 de legături de sinapse cu alții. Ceea ce înseamnă că paradigma aceasta a medicinii alopate astăzi prin neuroștiințe a fost arătată ca perimată, vetustă, nu mai poate fi de actualitate. Ei, trecând de la acest exemplu, vom merge spre spiritualitate și două cărți foarte bune, foarte bune în domeniul acesta, apărute la editura Curtea Veche, Dr. Andrew Newberg și Mark Robert Waldman, sunt doctori în neuroștiințe. Pe de o parte, prima carte este Cum ne modifică Dumnezeu creierul, iar a doua, Cuvintele îți modelează viața. Și au făcut experimente în laborator cu grupuri randomizate, adică luate la întâmplare, prin care au demonstrat că timp de un sfert de oră, pe de o parte au avut un grup de călugări budiști îmbrăcați în hainele acelea specifice portocalii, pe de altă parte un grup de călugărițe franciscane, deci în zona romano-catolicismului. Și
au fost monitorizate ambele grupuri într-un mod științific, corect, și s-a demonstrat că după un sfert de oră de rostit cuvântul pace, era o schimbare somatică demonstrabilă la nivelul sângelui și la nivelul activității neocortexului, prin toate elementele specifice medicinei alopate, ca să fie testul științific. Deci când rostești cuvântul pace, când te rogi, când meditezi, când încerci să trăiești spiritual, se modifică chimia corpului nostru demonstrat. Or, lucrurile acestea sunt spectaculoase, nu mai putem să le dăm deoparte într-o paradigmă ideologică, doar pentru că, la ce facultate de medicină nu mai convine cuiva. Dar noi suntem datori, cu bunul simț, dar și cu determinare academică, și să prezentăm, ca preoți misionari de caritate, cum se justifică pe de-o parte activitatea noastră și cât de importantă este la nivelul creierii acelui efect, măcar dacă vorbim numai de efectul placebo, care este iarăși științific demonstrat și atât de important. Adică credințele sunt o parte semnificativă din actul curativ care se întâmplă asupra corpului nostru. Vorbeați foarte, foarte frumos, pe elocvent, argumentat despre relația aceasta dintre vindecare și credință. Deși poate sună un pic brutal sau dureros, se poate identifica o legătură între boală și păcat? În mod cert, da. Uitați-vă numai la cel care e dependent de anumite substanțe sau băuturi și așa mai departe, sau fumat. Acolo este cât se poate de explicitată relația. E bine, Mântuitorul așa spune. Iată, nu cu mult timp în urmă, a fost în duminica a doua din post, s-a citit Evanghelia de la Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu cu vindecarea slăbănogului din Capernaum, Cafernahum, cum zic acolo evrei. Și se spune acolo că înainte de a-l vindeca somatic, trupește, Mântuitorul a rostit asupra acelui bolnav: fiule, iertate sunt păcatele tale. Și apoi a zis: ia-ți patul tău și mergi la casa ta. Deci este evidentă că relația dintre neputința pe care a avut-o și vindecarea întâi a sufletului și apoi a trupului. Sau vindecarea slăbănogului de la Vitez, dar să nu uităm că acela era bolnav de 38 de ani și a spus, i-a spus și acelea că s-a vindecat și să aibă grijă să nu mai păcătuiască ca să nu mai pățească ceva mai rău. Vă puteți da seama, deci numai din aceste două exemple care îmi vin deodată acum în minte la o primă judecare a lucrurilor, dar în medicina alopată și medicina spirituală, cele două arată că această este interdependență. Sunt foarte mulți oameni care trăiesc în frici, oameni care trăiesc într-o perspectivă apocaliptică și știți cine contribuie extraordinar din nefericire: televiziunile. Consumul știrilor înseamnă umplerea noastră cu glucocorticoizi, pentru că știrile, cred că sunteți de acord cu mine, au devenit ca o religie. Ai știrile de la ora 5 când e vecernia, ai știrile de dimineață când e utrenia. Sunt omniprezente, dar caracterul lor negativ este evident. Majoritatea vorbesc despre lucruri dramatice și adevărat că se și întâmplă în jurul nostru. E bine, după ce, să spunem, am terminat calupul de știri, să știți că creierul nostru primește aceste informații apocaliptice, dar nu este ușor să le gestioneze și noi le depozităm. Uitați o carte pe care o consider foarte bună la această întrebare, Patrick Lemoine, Efectul nocebo, apărut la editura Paralela 45, arată că acumularea zi de zi a informațiilor catastrofice duc la sucombarea sistemului imunitar, pentru că apar prea mulți hormoni de stres în corp pe care nici măcar nu-i mai gestionăm, nu-i mai înțelegem, nici nu-i mai știm că există. Și Patrick Lemoine, în Efectul nocebo, arată că știrile ne îmbolnăvesc cu adevărat. Eu recomand lectura acestei cărți a acestui psihiatru francez,
Pe de altă parte, există o realitate dureroasă, anume faptul că oamenii sunt înclinați spre negativ. Tot Patrick Lemoine spune acest lucru. Creierul nostru ne sabotează. Noi avem impresia că creierul este la noi și că îl gestionăm cum vrem, suntem manageri. Nu. De multe ori suntem sluga lui. Creierul nostru are un mod cu totul greu de înțeles. El este un univers atât de uluitor, încât acum, în perioada asta, citesc o carte a lui David Eagleman despre puterea creierului și rămân surprins, îmi dau seama că fericitul Augustin, de exemplu, în Confesiuni, în cartea 10-a, în capitolul al 8-lea, vorbește tocmai despre faptul că simte că este conștient de faptul că în interiorul lui se află ce mai adânc decât ceea ce poate el înțelege. E ca și cum ar fi un alter ego. Și această prezență a unei conștientizări care ne scapă cogniției conștiente obișnuite și care ne tulbură. Ce este conștiința? Ce este când ne certăm pe noi înșine? De fapt, pe cine certăm? Și lucrurile sunt uluitoare dacă ne gândim că Socrate însuși, iată, într-un dialogul cu Hippias Major, acum, în momentul ăsta îmi vine în minte dialogul Hippias Major, care și un minor. Acest Hippias, care era un sofist, la un moment dat se produce un dialog despre artă, despre frumos. Și când sofistul încearcă să creeze o definiție a frumosului, nu a ceea ce este frumos, ci a frumosului, atunci Socrate îi spune, da, dar știi, eu când ajung acasă, este unul care stă cu mine și care mă ceartă și îmi spune că de ce am acceptat să fiu politicos, de ce n-am spus că de fapt nu e așa? Adică ăla mă ceartă, zice, eu trebuie să-i duc răspunsuri credibile. Ce este acest duh al omului atât de puternic în fiecare dintre noi, care ne provoacă? Și de la această perspectivă vă duc la alta. E vorba de Montaigne. Nu de mult timp, am impresia că anul trecut, într-o traducere foarte bună a lui Vlad Rousseau, a apărut primul volum din eseurile lui Montaigne. Și la un moment dat el îl citează pe Plutarh din lucrarea Vieți Paralele și spune Plutarh în felul următor: om de om se deosebește mai tare decât un animal de un alt animal, datorită gândirii, care este deficitară sau este diferită. Iar Montaigne completează și spune, iar eu aș îndrăzni și mai mult, că om de om se deosebește mai mult decât însuși omul de animal. Atât suntem de diferiți. Și aici, dacă îmi permiteți o paranteză, vă rog, oare câtă dreptate să fie avut Montaigne, dar și Plutarh, dacă ne uităm la războiul de la granițele noastre. Cam ce justificare poate fi să arunci cu obuze și cu armament în capul, Doamne mă iartă, nici nu are sens să mai continuăm, este nebunie. Ce gândește cel care apasă pe butonul care declanșează acele, sau cel care comandă și așa mai departe? Vedeți câte dreptate are Montaigne? Ei, haideți să plecăm de la această realitate spre cea a spitalului. Un pacient, pentru că aici este accentul important al discuției, un pacient gândește diferit decât o facem noi. Un pacient este provocat să gândească diferit pentru că are un diagnostic care nu-i mai permite și un prognostic care împreună nu-i mai permit să fie comod cu sine însuși. În momentul în care afli de neoplasmul din corpul tău, apare o luptă teribilă în interiorul ființei tale. Cea care vorbește despre această luptă în mod științific este Elizabeth Kubler-Ross despre moarte și a muri, Harta Marii Transformări, apărut tot la editura Elena Francis Publishing, și care arată că vorbim de 5 etape. Pe de o parte este negarea, prima etapă. Omul, pacientul, în momentul în care află că este bolnav, nu gestionează ușor, este convins în sinea lui sau încearcă să se convingă că ar trebui să repete analizele la alte laboratoare, la alți medici, pentru că e greu de acceptat. Al doilea stadiu al acestui travaliu sufletesc este supărarea. În momentul în care îi se confirmă
are, orice pacient practic trece prin revoltă. De ce eu? Am mai vorbit și în alt context. Al treilea stadiu este negocierea. Începe să vorbească cu medicul, cu preotul, începe cu Dumnezeu, încearcă să-și îmbunătățească toată viața și își face niște promisiuni lui însuși. Al patrulea stadiu este depresia. În momentul în care negocierea a dat greș din punctul lui de vedere, adică nu a dus la rezultatele acelea curative pe care le aștepta. Și în depresie este greu, este foarte greu. Ți se pare că nu există un sens pentru care să mergi mai departe, spre un final predictibil. Ți se pare că mai bine ar fi să oprești tot aici acum, hic et nunc, aici și acum. Și de aceea să vedeți la spitalul de oncologie, la institut, există bare la geamuri care au și o formă de design, dar au și rolul acela să te împiedice, dacă ești în depresie ca pacient, să faci un gest suicidar. Este o dramă, dar trebuie vorbit despre asta. Aici e un rol extraordinar al preotului. Nu e de ajuns să vii cu opioide, nu e de ajuns să vii cu morfină pentru un om care este într-un travaliu sufletesc și caută să vadă un sens în ceea ce îi se întâmplă. Consilierul spiritual, acela cu adevărat, are, dacă, bineînțeles, are răbdarea aceea să fie lângă dânsul. Cu de multe ori, să știți, dincolo de discurs, prezența în sine a cuiva la patul spitalului este deja uluitoare. Și în fine, adică extraordinar de benefică și de alcalină. Simpla prezență. De multe ori nu e important să vindeci, pentru că nici nu poți. Noi, vindecarea, până la urmă, este de sus, este un dar pe care îl dă Dumnezeu prin medici sau cum consideră el. Dar de cele mai multe ori, mai important poate este să fii. Este un joc de cuvinte pe care îl folosea Norman Otten, pe care l-am citat într-o emisiune trecută, Chaplaincy in Hospitals, deci prezența preotului în spital, și spunea, it's more important to care, not to cure. Este mai important să fii, să-ți pese, să arăți compasiune, decât să încerci să vindeci. Și al cincilea stadiu, ca să încheiem, să nu rămânem cumva, fără să facem așa această perspectivă, este acceptarea. Acceptarea înseamnă să dai un sens și o valoare lucrurilor, bolii care ți se întâmplă și să înțelegi că este modul tău de a te mântui, așa cum fiecare om are o umbră doar a lui și nimeni nu poate sări peste acea umbră, așa și noi avem un destin al nostru. Dar destinul acela, dacă suntem cu adevărat conștienți că există o logică în pronia lui Dumnezeu, ne duce la acceptare, pentru că unul are o cruce de plumb, unul are de lemn, unul are de fier, altul are de piatră. Părinte, ne anunță cei din studio că mai avem un minut, îndrăznesc așa cu o întrebare provocatoare pe final. Sigur că un pretext al întâlnirii de astăzi a fost cartea de care am amintit-o, pe care ați scris-o, Considerații spirituale în patologia cancerului. Un alt pretext al prezenței dumneavoastră aici e activitatea zilnică pe care o desfășurați într-un spital cu bolnavi de cancer. Și îndrăznesc să vă întreb, în cazul în care un bolnav probabil v-a adresat întrebarea asta, și anume, ce ați face în locul meu? Ce i-ați spune? Nu m-a întrebat nimeni. Deocamdată nu am primit această întrebare, dar cred că ar fi bine de spus că moto sau ceea ce m-ar călăuzi pe mine și mă călăuzește este, sau sunt mai bine zis, versurile care mi se pare extraordinare ale poetului Ioan Alexandru, care spune în felul următor, vorbind despre empatie, de nevoia de a te pune în locul celuilalt, dar încerca să fii în aceeași greutate cu pacientul. Și Ioan Alexandru spune în felul următor, pe cât de lin, pe atât se înfior adâncurile de o presimțire. Când rana altuia de mă înfășor, nu pot sfârși decât în nemurire. Este, dacă vreți, motoul sub care ne desfășurăm activitatea. Și în care e bine sau sper că rămân în acest moto, în sensul în care să nu fim nici prea poetici, dar realitatea este că avem nevoie de recursul la, și la poezie, pentru că viața în final este și o provocare, este și o frumusețe. Încercăm să fim și sufletește, nu doar tupește, într-un spital și să fim de folos.
Acesta să fie gândul și fapta. Vă mulțumim, Părinte. Vă mulțumesc. Oameni buni, aceasta a fost ediția noastră de astăzi și să ținem cont că dacă păcatul strică, păcatul ne duce de multe ori la boală, să ne gândim că cu ajutorul credinței, cu ajutorul gândurilor bune, putem nu doar să alinăm boala, dar să ne și vindecăm, având credință în Dumnezeu, că putem trece peste încercările acestea care țin de boală. Până data viitoare, s-auzim numai de bine.